Celin Popescu Tăriceanu reacționează după amenințările lui Florian Coldea, din Parlament, încearcă o manipulare. Președintele Senatului, Celin Popescu Tăriceanu, susține ce amenințările lui Florian Coldea, făcute în Parlament, îl fac să zâmbească, pentru ce acesta încearcă să induc ideea ce declasificarea protocoalelor reprezintă un pericol pentru siguranța națională. Din ceea ce am văzut după audieri, din ceea ce a declarat președintele Comisiei, domnul Manda, rezult ce prezena interveniile domnului Coldea au fost total inadecvate, prin răspunsurile pe care le-a dat, prin acțiunile sale ANCE. E o chestiune care, pe noi, cei care avem mai mult experiență politic, ne face să zâmbim, pentru ce dumnealui încearcă să induc ideea ce această declasificare a protocoalelor este un pericol la adresa siguranței naționale, arată Celin Popescu Tăriceanu.